Prieteni, vă salut! Ziua... Acum suntem la aeroportul Chișinău. Dar mi-am adus aminte zilele acestea, înainte de 9 mai, o zi, în Consiliul Național privind monopolul fiscal, a fost angajată o persoană fără studii. Deci acolo strict trebuie să fie angajată în acest Consiliu, că e Consiliul Suprem în statul Republica Moldova, ceea ce ține de monopolul fiscal, întreprinderile de stat mari, cum este metal feroz, alte întreprinderi, de mult telecom și așa mai departe. Deci cum a fost posibil să fie aprobat o persoană care nu are studii? Cum este posibil? Și adresez întrebarea aceasta premierului acestuia, Recean. Domnule Recean, cum a fost posibil să angajați o persoană fără studii? Doamna Maia Sandu, cum este posibil ca să angajați persoane care nu au studii? Deci, de ce vă bateți joc de serviciul de stat, de demnitate? De ce vă bateți joc de funcții? Oare chiar în statul ăsta nu există oameni din societatea civilă cu studii specifice, nu așa? Dragi cetățeni, deci de atâta Republica Moldova are așa realizări, de atâta Republica Moldova nu realizează nimic, de atâta nu avem creștere economică, de atâta oamenii pleacă și încă nu așa. Și vreau să vă spun că acolo în componența acestui Consiliu sunt oameni, prim-ministru, miniștri, deci oameni foarte înalți. Cum a fost posibil ca una și aceeași persoană care ocupă minimum 3 funcții, repet, minimum 3 funcții, să fie angajat și la 4 funcții? Și este vorba despre o persoană foarte compromisă, o persoană extrem de compromis și dubioasă. Cum este posibil? De ce vă bateți joc de conducere, de guvernare, de modul de management, de oameni? Îi sucutiți pe toți de proștea? O să răspundeți, o să vină timpul că o să răspundeți. Îmi pare foarte rău. Cum vreți voi să vă stimineți lumea? Cum vreți voi să vă stimineți eu? Persoană care cunoaște foarte bine guvernarea, care cunoaște foarte bine economia, macroeconomia, strategie, administrare, management. Voi nici la unghia mică, la piciorul stâng, care a fost tăietul cu 20 de ani în urmă, nu sunteți pe lângă persoane care cunosc foarte bine lucrurile acestea. Rușini să vă fie oameni corupți, oameni compromiși și guvernare. În limba rusă spune bezdarnaia, nedalecaia, guvernare absolut limitată la tot, și la gândire, și la acțiuni. Știți, numai a facilita hoțiile, corupțiile, schemele și a delipida banii din buzunarele oamenilor. O să răspundeți. Dragi cetățeni, este groaznic ce se face în țara aceasta, este groaznic cum își bat joc de voi. Pur și simplu. Dragi cetățeni, pur și simplu. Își bat joc de voi în modul deschis. Șterg cu cetățenii și cu guvernarea și cu funcțiile care trebuie să fie ocupate de persoane demne. Șterg podielele. Înțelegeți? Șterg podielele cu oameni, cu societatea, cu tot ce mai este în țara asta. Ia. Domnul să vă binecuvânteze și Domnul să vă mustre. Domnul a să vă dea și a să vă răspundă. Vă va răspăti pentru acțiunile voastre tare proaste. Fiți binecuvântați!